ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție emisiunii Hunedoara în direct. Vă reamintesc ca de fiecare dată că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok și, bineînțeles, pe canalul nostru de YouTube, Hunedoara 1 TV. Ca de fiecare dată aducem în atenția dumneavoastră oameni care au ceva de spus, oameni care de-a lungul timpului au reușit să aducă și să atragă fonduri pentru dezvoltarea comunităților pe care le reprezintă. Ultimii ani au fost destul de dificili din multe puncte de vedere, însă cei care au știut și au avut o strategie de dezvoltare a comunităților au reușit să scrie proiecte, au reușit să-și implementeze mare parte dintre ele, cu toate greutățile pe care le-au întâmpinat, așa cum spuneam puțin mai devreme, și mai mult decât atât, continuă să caute toate sursele de finanțare, să caute toate axele pentru a continua dezvoltarea comunităților și nu se lasă așa cu una, cu două, chiar dacă sunt multe probleme. La fel se întâmplă și în comuna Criscior, căci despre ce se întâmplă aici vom discuta astăzi cu invitatul meu, domnul Ovidiu Furdui, primarul comunei Criscior. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, bine v-am regăsit, mai ales că acum e o zi de primăvară, o zi frumoasă și sper eu ca această emisiune să fie cât mai atractivă pentru locuitorii comunei Criscior și nu numai. Nu numai, bineînțeles, pentru că sunt convinsă că sunt hunedoreni care și-au mai găsit așa câte un loc ușor și aici, în comuna Criscior, și poate chiar s-au mutat în ultimii ani în comună. Aveți ce da, să le oferiți? Sigur că da, și cu siguranță vor fi mai mulți, mai ales după ce vom implementa toate proiectele care le avem acum în desfășurare. Eu sper că în maximul 2 ani de zile, cel puțin din punct de vedere al infrastructurii, comuna Criscior să fie foarte dezvoltată. Și aici mă refer în momentul în care ai canalizare, ai apă, ai gaz, ai iluminat, nu cred că mai este o diferență între, să zic așa, oraș și sat. De aceea și eu îmi doresc cât mai mult să dezvoltăm comuna și să fim cât mai atractivi, chiar și pentru cetățeni, pentru a se muta în comuna Criscior. Foarte multe proiecte aveți, cred că sunt peste 30 sau poate chiar mai multe proiecte. Unele dintre ele ați reușit să le finalizați, altele sunt în curs de implementare. Pentru altele probabil încă mai așteptați avizele necesare pentru a putea să le demarați. Cu toate acestea, citeam recent în presa scrisă parte din conducerea Partidului Național Liberal la nivelul județului Hunedoara, din declarația dumneavoastră pe care ați oferit-o ziarului respectiv, spunea că, sau vă acuza cumva, că aveți prea multe proiecte aici la Criscior și asta în condițiile în care aveți nevoie și de cofinanțare pentru multe dintre aceste proiecte și înseamnă bani foarte mulți raportat, chiar dacă auzim câteodată 5%, 10% dintr-o sumă de câteva milioane de euro, poate nu e chiar atât de mult, dar transformat în bani, acesta reprezintă foarte mult. V-a determinat cumva poate și această neînțelegere din partea conducerii PNL să faceți acest pas spre PSD? Am spus-o de la început și eu mi-am spus cumva public toate nemulțumirile. Poate am fost unul dintre cei care am spus de fiecare dată, indiferent că am avut, să zic, o ședință la partid sau că am ieșit în presă, pe televiziune, am spus că nu este normal, știți bine, de atâtea ori am repetat-o, că nu este normal cumva să împărțim bani în mod egal, indiferent de comunitate. Pentru pe care l-a susținut de-a lungul anilor, chiar în ultima perioadă. Am spus-o, fiecare comună are specificul ei. Gândiți-vă, nu e ușor să administrezi un liceu. Avem atâtea clădiri, păi altul poate care n-are școli. Nu cred că are proiecte câte pot să am eu, mai ales că acum au apărut fel și fel de proiecte pe anvelopare, pe infrastructură, pe absolut dotării a școlilor. Gândiți-vă că acolo avem și parte de cofinanțare. De fiecare dată nu am găsit înțelegere și ultima dată mai că eram certat că de ce am făcut atâtea proiecte, ceea ce mi s-a părut, nu știu,
o batjocură la adresa până la urmă a mea și a locuitorilor comune, pentru că indiferent ce s-ar spune și se poate vedea, tot ce înseamnă proiecte le-a depus primăria, că tot aud că ajutorul partidului, ca așa mai departe. Nu, domnule, ajutorul partidului e în momentul când ai o cofinanțare sau așa mai departe. Până atunci nu cred că mi-a depus nimeni nici proiectul pe gaz, nu cred că mi-a depus nimeni nici proiectele pe anvelopare, nu cred că mi-a depus nimeni nici proiectele pe PNDL, le-a depus o administrație, o administrație, zic eu, eficientă, care a muncit poate zi și nopți ca să depună aceste proiecte. Dar poate că ați fost ajutat, să nu uităm că Partidul Național Liberal are parlamentari și în județul Hunedoara. Bun, și cu siguranță să spun, v-au fost facilitate, da, probabil, nu, poate deci și deschiderea unor uși, să spunem. Nu poți, doar că de multe ori poate ai avut nevoie de niște avize sau așa mai departe, pentru că atunci apelezi, să zic așa, la sprijinul parlamentarilor sau așa mai departe. În rest e o muncă a întregii echipe din prim Maria Crișor. Deci, încă o dată o spun, singura nevoie, și aici cred că e cea mai stringentă, e acea parte de cofinanțare, pentru că e păcat să scrii niște proiecte, să-ți pierzi timpul sau zile, cum a fost și cu rețeaua de gaz, gândiți-vă, arunci niște bani, dacă nu pe geam. Numai studiul de fezabilitate are niște costuri, după aceea trebuia, cum să zic, întăbulate case, drumuri și așa mai departe. Adică vorbim de niște sume foarte, foarte mari. Bineînțeles că toți ne dorim să dezvoltăm, dar când ajungi să ți se și aprobe un proiect și când vezi că mai e nevoie de parte de cofinanțare, care exact cum spuneați dumneavoastră, mi se par de multe ori niște sume extrem de mici când vorbim de 2-3%, zici, băi, domnule, 2-3%, păi nu ești în stare să pui. Păi uită că nu, că acel 3% la un proiect de 8 milioane de euro, cum e pe gaz, se ajunge la peste 400 de mii de euro. Și acei 400 de mii de euro, când tu ai 120 de mii venituri proprii pe an, e foarte greu să gestionezi niște proiecte de asemenea anvergură. Cum ne-am zis eu, băi, în loc să fii mândri că județul Hunedoara a atras atâtea proiecte, chiar și pe gaz, noi ce facem? Păi nu putem să dăm nici partea de cofinanțare. Oare nu e jenant să nu putem nici acea parte de cofinanțare de 2%? Și atunci ne întrebăm de multe ori că, domnule, România nu atrage fonduri europene. Păi de aia se întâmplă toate lucrurile astea, pentru că vrem sprijin și de multe ori nu-l avem. Iar administrațiile locale și atunci sunt în incapacitate uneori de a pune spune, aceste sume în condițiile în care, cum este și cazul cineva, Crișciorului, exact, mai aveți și alte proiecte. Pe la lângă care alte proiecte, dar mai mult decât atât. Gândiți-vă că am probleme cu acel liceu, pentru că e una să ai o școală generală în care dai abonamente doar pentru, vă dau un exemplu, pentru copiii din localitate. Și una să dau abonamente pentru niște copii care vin din toate zonele. Nu s-a înțeles niciodată, mi s-a spus că nu contează lucrul ăsta, poate pentru unii nu, de dar pentru mine, da? De către conducerea partidului, pentru că de fiecare dată, adică, domnule, eu când am trimis, indiferent pentru orice proiect de hotărâre, ni se cere banii de care aveți nevoie. Păi nu vi se părea normal să se uite cineva la toate proiectele alea, nu să le aruncăm, că oricum s-au aruncat într-un birou că nu s-a ținut cont de nimic, pentru că ați văzut numai departe la ultima ședință când nu mi-a fost alocat niciun leu. Și eu trimit, aveam 40 de miliarde cofinanțări de proiecte și așa mai departe. Și nu s-a primit niciun leu. Și la alta care n-a solicitat, la altă comună, i-a dat totuși 3 miliarde, că așa era împărțirea în mod egal, 3 miliarde sau așa mai departe. Și mi-a spus, domnule, am vorbit cu primarul respectiv, zice, eu n-am solicitat niciun leu, dar mi-a dat. Deci, și atunci vă întreb, mai suntem normali? Adică, și care sunt criteriile atunci? Păi împărțirea în mod egal. Asta e cel mai bun criteriu. Să nu se supere niciunul. Numai că s-au supărat foarte mulți. Și ați văzut până la urmă. Deja ce înseamnă primari liberali, foști liberali, iată. Eu v-am spus înainte că vor mai pleca, au spus toată lumea că vorbesc eu, iară vorbește primarul la Crișor, uitați că mai au plecat și până la urmă ce am spus s-a adeverit, pentru că au fost nemulțumirile vis-a-vis de conducerea partidului, vis-a-vis cam de tot ce se întâmplă până la urmă în politică, pentru că noi de multe ori le-am spus că putem face politică, dar nu facem politică noi primarii fără o administrație performantă. Atâta timp că nu înțelegem lucrurile astea, că noi putem să aducem voturi, da, ok, dar putem să aducem voturi dacă avem realizări. Păi eu nu cred că cineva, dacă eu mandatul ăsta, eu vă spun sincer, mandatul ăsta
Am inaugurat până acum, cred că vreo 5 sau 6 obiective. Am inaugurat capela de la Zdravți, care a fost făcută integral pe banii primăriei. Am schimbat acoperișul la capelă la Crișcior. Avem un cămin cultural care aproape e finalizat pe componenta C10. Avem o sală de sport nouă. La liceu se lucrează, mai este încă de lucru, dar se lucrează și eu sper că în septembrie putem da un corp care n-a mai fost renovat din 1930. Avem primărie nouă, avem un dispensar modern, o curte a primăriei unde acum putem să facem evenimente. V-am spus 7-8 până acum care le-am inaugurat. Vedeam cetățenii că erau nemulțumiți, domnule, a spus acele camere de supraveghere video și încă nu le-ați dat. Da, pentru că avem fel și fel de studii, nici n-am știut. Îmi cere acum să fac un studiu, mi-a cerut de vreo 3 săptămâni un studiu de coexistență. N-am știut că există asemenea studiu, că nu le pot da drumul la camere până nu fac acel studiu. Și mai durează vreo lună de zile. Dar e un proiect deja cu camerele montate, urmează în cel mai scurt timp să le dăm drumul, funcționa. Pentru că și pe mine mă deranjează la fel ca pe orice cetățean, că se aruncă mizerii în unele locuri și așa mai departe. Da, în momentul când vom pune camere, vom da și amenzi, dar până atunci, adică să acuzăm primăria că sunt niște mizerii pe undeva care le aruncă alți cetățeni, că tot alții le aruncă, și eu mă duc și fac curățenie, că tot primăria a curățat, ce aruncă alții, păi nu știu de ce pot fi acuzat că am făcut curățenie eventual, că de altceva, că nu eu le-am aruncat. Se aruncă, într-adevăr, și noi este facem curățenie. Este o chestiune generală până la urmă în toate comunitățile. Dar bineînțeles, dar acum eu știu că e campanie electorală și nu putem, pentru că de multe ori, ce poți să scrii decât că ultima dată se scria că s-a dus primarul la biserică. Păi dacă și asta e o, cum să zic, nu știu, un păcat că m-am dus la biserică sau scrie că primarul, nu știu, uitați o hârtie, punem orice, nu știu, cred că ar trebui într-o campanie electorală să scoatem în evidență proiectele care le avem noi, fiecare, pentru dezvoltarea comunității, ba mai mult, nu să scoatem toate mizerile, pentru că dacă vrei să promovezi o comună, trebuie să scoți tot timpul în aspect lucrurile pozitive. La noi unii scot numai alea negative. Pentru că... poate nu au mai multe de păi, arătat. Din păcate, eu încă o dată spun, noi cel puțin, din punct de vedere administrativ, eu zic că suntem pe un drum bun și acum, exact când vă spuneați, dumneavoastră știți mai bine, când v-am spus că avem nu știu câte proiecte, știa toată lumea câte proiecte are Crișciorul, pentru că sunteți de multe ori foarte bine informați și știți lucrurile astea. Spunea careva, domnule, proiectele-s doar la televizor sau pe hârtie. Eu nu vorbesc de proiecte. Eu tot ce am spus până acum s-a și concretizat. Ba mai mult decât atât. Rețeaua de gaz va începe în 2-3 săptămâni. Știu că a durat, din păcate știți, a fost pe POIM, a trecut pe alt program acum, se vor semna contractele și va începe cât de curând. Suntem la stadiu de autorizație, s-a terminat licitația, avem constructor, avem tot, doar să începem această lucrare. Cât de repede și noi încercăm și se ne dorim. Se va întinde pe o perioadă de cât scurtă. Timp? Eu sper că un an de zile să se întindă această lucrare și până la finalul anului cumva să finalizăm această lucrare. La fel, vorbim de apa de la Zdraps, care toată lumea spune că apa și e la televizor sau așa mai departe. De foarte mulți ani despre acest și proiect. Vorbim despre, domnule, stați puțin, acest program cu apa, încă o dată și m-am repetat de foarte multe ori, e un proiect APA PROD, Consiliul Județean, Consiliul Local, toate. Ok. Nu puteam eu să-l fac eu pe, cum să zic, deși pe bugetul. Deși ați încercat, din câte am mi-am încercat, am și făcut, și depus am depus separat, că m-am supărat și bineînțeles că m-au chemat toate forurile superioare, prefectură, Consiliul Județean, m-a spus, potolește-te că nu poți. E un proiect depus și ar însemna dublă să refacem finanțare. Noi, adică dublă finanțare și să pierdem noi acel proiect. Retrageți-l pentru că acel proiect va merge. Și din fericire pot să spun că acum chiar merge. S-a scos odată la licitație în luna septembrie anului trecut. Din păcate, studiul de fezabilitate fiind făcut cu mult timp înainte, gândiți-vă că au fost, cum să zic, subdimensionat. N-a participat nimeni la licitație. Între timp, Uniunea Europeană ne-a ajutat, ne-a mai dat 30% din banii respectivi. Acum a deja și fost vizita în teren, au fost mai multe firme deja la vizita în teren, ceea ce înseamnă că e atractiv din punct de vedere pentru, cum să zic,
cei care vor lucra și cu siguranță eu sper că dacă totul va decurge normal, în 3 martie am înțeles că se închid ofertele, deci cred s-au că închis, s-au închis ofertele, urmează o lună, două luni de zile, nu știu cât va dura evaluarea, pentru că știți cum e, durează. Așa dacă e, totul procedura va fi bine undeva, la sfârșitul sau la începutul lunii mai, se poate semna contractul de finanțare atât timp cât contractul de lucrări, atâta timp cât nu vor exista contestații. Dacă sunt contestații, probabil că se va mai lungi cu o lună, două. Dar această lucrare, indiferent cine va fi primar, se va face. Deci nu să mai să spui că, domnule, o fac eu pe bugetul local, că mă apuc eu cu un buldo și o fac sau vine nu știu ce, astea-s prostii, domnule. Deci, încă o dată, rețeaua de apă de la Zdrapți undeva la 1,5 milioane de euro. Veniturile noastre proprii, tot ce avem noi, sunt 120.000 de euro. Încât în 10 ani o băgăm cu buldo și să nu facem altceva. Hai, deci vorbim de multe ori să ne aflăm în treabă sau să vorbim prostii. Realitățile, cum am spus, când vrei să știi ceva sigur, dacă este sau nu este, domnule, pun mâna pe telefon, sun la APA Prod, întreb de stadiul proiectului, mi se spune, da, este sau așa mai departe. Decât să fac mișto căreală pe Facebook toată ziua sau să facem așa mai departe, că la Paștele cailor. E mai ușor să stai afunzi în spatele unui sigur, ecran într-un ecran, să... sau că ne facem conturi false acum cum se procedează de Facebook și punem toată ziua, că primarul, da, bun, ok. Dar acum și oamenii sunt îndreptățiți uneori să aibă dubii în ceea ce privește un astfel de proiect, tocmai da, dar să știți că oamenii sunt extrem de inteligenți, pentru că discutam cu o persoană zilele trecute și îmi spune, domnule, am auzit, eu eram undeva la un rând și stăteam și îmi spunea cineva că uite, domnule, acum până în 3 sunt ofertele, ca așa mai departe, dar m-a întrebat prima dată pe mine să-i spun eu cum e stadiul proiectului și îi spunea și zice, domnule, tot ce mi-ai spus coincide cu ce mi-a spus cel de la APA Prod, zice, acum... M-a verificat. Zice, de fapt am verificat, zic, știu că mă verificați, dar încă o dată zic, dacă vreți mai multe detalii, avem și noi proiectul respectiv, puteți veni la primărie, vă stăm la dispoziție să vedeți până unde sau unde merge rețeaua, pentru că sunt câteva străduțe unde rețeaua nu va ajunge actualmente acum pe de proiectul ce? Respectiv de apă, pentru că nu de ce au spus că dacă sunt 300 de metri, să zic, între locuințe, deja de acolo se consideră că, cum să zic, nu mai e acea unitate și acolo pe viitor trebuie să faceți acolo voi proiectul. Acolo va trebui să găsiți soluții din dar bugetul local, o dată, poate, sau e una să bagi un alt din bugetul local pe o porțiune tot de 500 de metri sau de 300 de metri, unde nu mai trebuie o țeavă supradimensionată, o țeavă normală, și una să faci un proiect de la A la Z cu pompe, pentru că acea apă va ajunge la Zdraf prin pompare, sunt pompe, sunt stații, sunt multe. Nu, domnule, numai că bag un furtun și gata, curge apa. Cum spun unii, că vă spun, în campanie electorală se promite orice. Eu trebuie să fiu foarte realist și să fiu foarte corect cu cetățeanul, pentru că dacă bun, nu ești corect... Avantajul nostru este că aveți și experiența atâtor mandate, atâtor ani în fruntea administrației și atunci vedeți lucrurile altfel și de cele mai multe ori veniți păi clar că și le văd în pentru că sunt fața acolo telespectatorilor și ne spuneți de cele mai multe ori despre proiecte pe care fie le-ați semnat deja, fie nu mai este cale de întoarcere cu ele, dar la ori niciun merge proiect mai nu este cale de întoarcere. Singurul lucru care mai mi-l doresc... Mai sunt și excepții. La noi din fericire, vă spun așa, pentru că cam tot ce am semnat proiectele am dus și vrem să mergem cu ele înainte. Singurul lucru e și depinde foarte mult de această parte de cofinanțare, dar încă o dată, o să găsim soluții. Dom'le, chiar dacă nu le fac toate, să zic, anul ăsta și mai lăsăm în funcție de cum mai încheiem, începem altele și așa mai departe. Gândiți-vă că nu poți să scoți 27 de lucrări odată la licitații. Nici fata, avem o singură fată la achiziții. Dom'le, lucrează de multe ori. Să vă spun că săptămâna trecută eram la București și la ora 10 semna electronic sau făceam toate lucrurile seara. Astea. La 10 seara, da. Și vorbeam și haide, facem toate. Adică, domnule, trebuie să înțelegem că nici oamenii ăștia nu pot, cum să zic, nu sunt, nu știu, lucruri supranaturale și va trebui să stea cu zi cu noapte. Stau de multe ori și își fac treaba. Da, sunt dar, zile în care atunci trebuie să bineînțeles, dar nu putem, cum să zic, să facem toate mâine lucrurile poate fi prea târziu odată și atunci. Și, cum să zic, și pe proiecte. Vă dați seama, eu le spuneam, domnule, avem o sală de sport. Hai, domnule, ce avem? Ați inaugurat-o recent. Avem, cum să zic, primărie nouă. Hai, domnule, că și asta durează, îmi spunea cea 10 ani. Nu, n-a durat 10, a durat un an și ceva. Bun, și avem primărie nouă. Și voci care au spus ce vă trebuie primărie nouă acum. Bun, acum, haide să vă spun.
Același lucru mi s-a spus și cu sala de sport, același lucru mi s-a spus și cu liceu. Dar eu consider că dacă avem educație, trebuie să investim în educație. Eu de la principiul ăsta pornesc și am spus că educația e cea mai importantă. Cum la fel o spun că un proiect de care mă bucur extrem, extrem de mult e acea masă caldă care în cel mai scurt timp o vor avea copiii din Crișcior. Avem, am intrat, da, suntem pe acea listă și în cel mai scurt timp... N-au beneficiat multe școli din știu țară, din județul Hunedoara, dar la noi 476 de copii beneficiază de acea masă caldă. Începând, da, deci deja s-au aprobat sumele și tot, urmează în cel mai scurt timp să, cum să zic, să facem toate demersurile pentru că vor trebui probabil licitație făcută, nu știu, dar cât de repede vom face toate, chiar am vorbit, astăzi era, am înțeles, o ședință online cu ministerul ca să vedem cum putem intra cât mai repede, cum să zic, ca copii. Aveți și cantină? Va fi gătită mâncarea acolo? Nu, ne trebuie cantină, da, deci dacă ai cantină, poți să-ți gătești tu și să faci acolo, dacă ai cantină autorizată, dar nu. Noi ne gândim tot masă caldă, dar sistem catering. Da. Deci și aici, în cel mai scurt timp, copiii vor beneficia de o masă caldă. Practic toți copiii din Crișcior. Toți copiii din școală în Crișcior vor toți avea parte în fiecare zi, de masă caldă. Deci un lucru extraordinar. Cine, la fel, cine înțelege, că sunt oameni care spun, nu mă interesează nici mai. De fapt, nu ne interesează, sunt oameni acei care nu ne interesează nimic. Și părinții acelor copii cu siguranță vor înțelege importanța. Păi cred că este un mare avantaj. În primul rând, știți cum e, poate unii copii aveau, poate alții nu aveau. Gândiți-vă ce mult înseamnă ca toți să mănânci acolo același fel de mâncare fără sănătoasă, diferențe. Fără diferențe. Eu zic că eu știu când eram eu la școală și poate vedeam că un copil își aducea, nu știu, nu era la vremea aceea pateu, nu era brânză topită, vedeai, simțeai mirosul și tu nu-ți permiteai niciodată. Dar acum, fiind, cum să zic, o masă caldă, fiind mâncare foarte bună, cu siguranță că e un avantaj pentru absolut toată lumea. Sperăm că va fi un proiect trainic, un proiect care va dura. Și eu zic că da. Înainte, păi, pentru acum, că la câte schimbări moment... s-au făcut și în ceea ce privește învățământul în ultimii ani, lucrurile s-au tot schimbat. Deci, uneori s-au schimbat lucrurile noi care încercăm, funcționau foarte bine. Da, dar noi încercăm să ne adaptăm, indiferent de situație, noi, cel puțin, încercăm să ne adaptăm. Vom avea o cantină modernă după ce facem corpul acesta de liceu, care acum e deci pe... Deci luați în calcul și reabilitarea... Păi acum, da, se lucrează. Eu sper că până în septembrie și să avem. Dotarea, că aveți și acolo, acolo vom și vedea dacă... Cum să zic, încă o dată, vom face niște, nu știu, trebuie să-ți faci niște calcule, să vezi dacă e rentabil, să o facem, cum să zic, la cantina respectivă, mâncarea, dar asta nu vorbesc acum, pentru că acum nu se poate, asta vom lua în calcul în viitorul apropiat. Spuneați puțin mai devreme și mi-a rămas așa întipărit foarte bine că au fost oameni care v-au acuzat că ați mers la biserică. Nu, au spus că, domnule, merge primarul acum la biserică. Domnule, haideți să vă spun. Eu sunt un om extrem de credincios. Chiar dacă nu apuc, poate să mă duc în fiecare duminică la biserică, știți cum e. Important e ce crezi, dar nu cred că anul ăsta am făcut această capelă fără să fiu, sunt în legătură strânsă cu preotul, părintele protopop, cu care nu cred că aproape săptămână, poate hai două, să nu vorbim la telefon, să nu vedem cu ce putem ajuta sau așa mai departe. Eu le spuneam, pentru că de multe ori nu cred că interesează pe multă lume, dar am un părinte extrem de bolnav și poate aș vrea ca ultimele, cum să zic, clipe să le petrec alături de el. Nu să fiu plecat, că multă lume îmi spune, domn primar, mai veneai la restaurant, mai stăteai prin barul sau așa mai departe. Da, stăteam când aveam timp tot așa necesar. Numai că nu cred că de multe ori când ai o asemenea situație acasă, îți mai arde de multe ori să stai prin crâșme sau restaurant. Bine, asta e o problemă personală și nu vreau să o discut eu, cum să zic, aici. Dar să-mi spună cetățeanul că nu sunt alături de el, că mă duc numai în anumite rânduri sau așa mai departe, nu cred că se pune cu problema. Cu alte cuvinte, cumva sunteți acuzat că acum, în an electoral, mergeți, v-ați trezit, păi nu cumva că, să mergeți la hai, biserică? Să vă spun, nu, deci, încă o dată, e o chestie sensibilă cu biserica. Eu nici nu m-am uitat nici cine e în biserică, adică nu mă duc la biserică să văd cine este în biserică sau ce alegători am eu în biserică sau așa mai departe. O prostie, dacă mă întrebați pe mine toate lucrurile astea. Deci, încă o dată, consider eu că cel mai important e credința.
Adică dacă cred, nu neapărat trebuie să fiu prezent acolo. Pot să mă duc și la biserică să mă vadă lumea, dar când ies de acolo să fac numai rău, să nu mă mai gândesc la comunitate și la alte lucruri, că se întâmplă și lucrurile astea și știți destul de bine că de multe ori... Sunt atâtea exemple, exact. Păcate. Ne ducem de multe ori numai să ne pozăm sau să ne facem poze la biserică. Da, sunt pline rețelele de socializare. Credeți-mă că eu nu m-am dus la biserică. Ale politicienilor. Eu cred că nu aveți o poză cu mine mergând, făcând un selfie la biserică, numai ca să mă vadă cetățeanul că sunt prezent la biserică. Poate de asta n-ați mai fost în grațiile foștilor colegi de la Partidul Național Liberal. Deci, încă o dată, acum știți cum e, fiecare până la urmă hotărâm ce facem în viață. Și eu am luat decizia asta, am spus, pentru că am văzut și nu cred că era normal de multe ori să susții pe cineva care nu era interesat de proiectele tale, de, cum să zic, viziunea ta asupra a tot ce se întâmplă în județul respectiv. Da, am găsit un sprijin, am spus-o la președintele Consiliului Județean, aud tot timpul cu racolarea. Nu, domnule, eu m-am dus eu personal la președinte, personal, și am spus, domnule, vreau pe viitor să candidez de la Partidul Social Democrat. Nu m-a contactat, nu m-a sunat președintele Laurențiu Nistor, mai auzeam că am două telefoane, unul pentru el, unul pentru alții, nu am un singur telefon. Toate chestiile astea, până la urmă, de, cum să zic, cascadorii râsului, că ne place de multe ori așa să facem, alții să o ia la bășcălie toate, cum să zic, toate aceste lucruri, eu vă spun că nu. Eu m-am dus personal și am spus, uite, domnule, vreau, pentru că de fiecare dată... V-a acceptat din prima? Da, a spus, bine, e ok, zice, mi-aș fi dorit să vii, chiar asta a fost, zice, mai de mult, dar nici nu mă gândeam vreodată că tu o să vei treci renunța sau așa mai departe. Și am spus, domnule, nu mă mai regăsesc acolo și vin aici. Deci asta a fost toată discuția. Nu m-am dus să-mi negociez nimic, că toată lumea, oare ce ți-ai negociat? Nu m-am dus... Nu negociat niciun alt post? Nu mă interesează absolut nimic. Le-am spus, nu, deci singurul lucru care mi-am negociat și am zis, domnul președinte, vreau să-mi duc toate proiectele la bun sfârșit. Ok, Ovidiu, am înțeles. Oricum și până acum ai avut ușa deschisă și până acum am încercat să te ajut. Ați avut o colaborare bună. Foarte bună, nu pot să spun că nu. Mi-am spus mulțumesc, de astăzi înainte contați pe mine. Asta a fost singura discuție. Deci înțeleg că acea parte de cofinanțare, acum că sunteți în PSD, va veni mult mai ușor? Deci haideți să vă spun, acea cofinanțare, dacă stau să mă gândesc și anul trecut și anul acesta, dacă nu avem acest ban, puteam să zic că sunt în faliment cu primăria. La câte proiecte aveam, eram în faliment cu primăria comunei, ceea ce nu cred că era normal. Deci practic asta a făcut PSD-ul față de PNL. V-a ajutat să nu ajungeți în faliment? Da, adică nu știu, nu neapărat că te ajută, dar nu te ceartă. Ajunsesem la un moment dat să fiu și certat, că de ce fac? Și asta m-a deranjat extrem de mult. Adică, domnule, de ce ai făcut dacă n-ai bani? De ce ai făcut? Păi, domnule, cum de ce am făcut? Pentru comunitate. Și mai ales că au fost în, păi, în ultimele erau proiecte luni, deschise, în ultimii ani, au fost foarte multe proiecte pe care le-ați putut să le... Dar noi nu conștientizăm, și le spun acum public, noi nu conștientizăm ce favoare am avut acum. Gândiți-vă că de la... poate sfârșitul anului nu vom mai putea, că nu se mai deschide nicio linie de finanțare. Nu vom mai avea pe ce depune. 4 ani vom lucra, 5 ani, 6 ani pe ce am depus acum. Și cei care nu au depus așteaptă să vor depună, mai sta încă dar 4, nu știu ce. Ani. Eu vă garantez că nu mai au pe ce depune. Pe ce să a mai fost depune? Cumva Anghel Salini tren? S-a închis. Ăștia 10 ani de zile nu vor mai fi proiecte pe Anghel Salini. Vă spun că ăsta e adevărul, dacă vrem să recunoaște. Cam tot ce a însemnat taxe de finanțare sau cam închis. Vor mai fi probabil 2-3 axe de finanțare. Dar vorbim de 2-3-4-5. Nu mai vorbim de 20-30-40. Așa că, încă o dată, cine a făcut va avea ce lucra în continuare. Cine nu, o să stăm și o să spunem, domnule, aștept axa de finanțare. Așa o să așteptăm mult și bine. Păi e mai comod uneori, nu? Nu facem mare lucru, ne plângem că nu se poate, că avem atât de multe exemple și ale actualilor primari din județul Hunedoara, care de multe ori pe nu în brațe, da, nu se poate, sau asfaltează 2-3 gropi, le cârpesc și spun, wow, ce realizare am făcut, în condițiile în care până la urmă asta este datoria ta ca primar să întreții acele drumuri, să faci acele lucrări. Da, știu și eu de multe ori colegi care au spus, domnule, nu fac ca să nu greșesc. Deci, încă o dată, eu sunt un om extrem de asumat și dar mi-asum de fiecare avem. Dată ceea ce spun și ceea ce voi face. Adică nu se poate să știu dacă am o șansă să depun, nu contează, un proiect
extrem de mic, cum vreau să depun acum. Dom'le, pe galuri, că tot vorbeam de galuri, nu e o sumă foarte mare. Dom'le, acum probabil vor fi 80.000 de euro. Dom'le, cu 80.000 de euro pot să-mi fac, să-mi recompartimentez acel cămin cultural care l-am la Crișor, să fac cea mai modernă sală de fitness. Vreau să o fac. Și pe gal vreau să depun proiectul respectiv, pentru că tinerii îmi cer de fiecare dată, domnule, ce frumos ar fi să avem o sală și noi de fitness în Crișor. Dar mai auzit că ați face o sală așa pentru dumneavoastră, că se știe în județul Hunedoara că sunteți un primar foarte activ. Da, domnule, deci sala de sport am făcut-o pentru mine, primăria pentru mine, dispensarul pentru mine, cum să zic, căminul pentru mine, sala de fitness pentru mine, da, îmi doresc și eu, pentru că și eu sunt cetățean al comunei Crișor și... Din fericire, stau în Crișor, încă o dată repede, stau în Crișor și îmi doresc să fac cât mai multe și de ce nu, să nu mai pierd timpul 10 minute să mă duc până la Brad, să am acea sală de fitness că poate acum mă duc la Brad, să stau în Crișor și să mă duc acolo. Deci e un lucru normal, cred că oricine își dorește lucrul ăsta să aibă tot ce se poate în comuna în care, din care face parte. Da, unii vor spune acum că acest tot pe care l-ați spus mai devreme ar însemna poate și locuri de muncă, ar însemna să atrageți investitori. Da, aud și cu asta, cu locurile, vă spun imediat și cu locurile de muncă. Deci nu cred că a fost un investitor la mine în comună să nu-i deschid ușa la primărie sau să nu mă duc cu el peste tot. Deci a fost numai departe, de 2 săptămâni. Am fost eu, a fost viceprimarul, ne-am dus, le arătăm, hai să vedem. Nu a contat că acele spații nu sunt a noastre, a primăriei, că nu sunt. Noi nu avem niciun spațiu, noi primăria. Păi ce ați făcut cu ele? N-ați avut de nu fel? Sau? Nu am avut. Eu când a venit primar, toate erau vândute, nu a fost niciun spațiu. Doi la mână. Păi unde spunem acum că parcul industrial, păi parcul industrial, păi ce să-l fac pe terenul MinVestului? Acolo ce e terenul, păi am avut un parc industrial unde așa. Era, da. Unde e terenul MinVestului. Nu are primăria nicio bucățică de teren acolo. Da, o să mă chinui și o să cumva să încerc să-mi predea mie, dar nu știu dacă se va putea vreodată mie investul acel teren ca acolo să fac o ecologizare și să pot să pun cumva lucrurile la punct. Dar nu este terenul meu. Vine nu un investitor, credeți-mă că și investitorii știu, care au trecut pragul, cum i-am primit, dar de multe ori alegi. Alegi unde ai gaz, alegi să fii aproape de autostradă, alegi toate lucrurile astea. Păi acum astea nu pot să eu. Le aveți și aceste păi utilități. Eu de asta vă spuneam că, în primul rând, când ai o infrastructură dezvoltată, atunci se gândește de două ori și acel investitor care va să vină. Dar să nu uităm că s-au gândit investitori de 2, de 3, de 10 ori și atunci deci, când a fost că, vorba să vină da. În Deva, spre exemplu, în reședința de județ, și n-au au venit. Stat, au cântărit bine lucrurile da. Și păi, au plecat mai departe. Păi nu, au plecat noi, la Orăștie, au plecat scrie, în Areșiță, au plecat la știți Alba. Știți cum e? Vedem așa, ne mai șutește câte o păsărică sigur, ne spune, bă, ce n-avem în comună? No, asta vrem noi să facem. Dacă nu-s locuri de muncă, spunem că vrem să facem cât mai multe locuri de muncă. Cum? Bine, asta nu mai spune. Asta nu mai zice, facem parc industrial. Unde, cum, ce, pe ce teren? Dom'le, cumpăr, cu cât, de unde? Păi hai să facem un plan de afaceri, hai să vedem. Când pui ceva... Că așa vă puteți face și un aeroport vă puteți păi așa face și o pot spune, exact. Orice, nu? E foarte complicat dar astăzi. Dar pe cine bazăm când spun dar vreau să vină acestea? Un investitor să spună, dom'le, n-a avut primarul de la Crișor să ne primească. N-a vrut, dom'le, nici n-am avut cu cine sta de vorbă. Dom'le, vreau să spun, un investitor serios. Că a venit și noi nu l-am primit sau că n-am făcut tot ce se poate pentru a-i asigura și a-i face toate facilitățile acum de care spune unii putem că dacă beneficia. Ați făcut tot ce se poate, aveați acei investitori acolo. Deci, încă o dată, în primul rând, cred că ați văzut în ce situație suntem și noi, și Bradu și așa mai departe, toată zona. Deci, e foarte ușor să vorbești. În momentul când le spuneam, domnule, în momentul când va fi plin de investitori în Deva, clar că se vom îndrepta în zonele adiacente. Dacă vă dați seama, s-au umplut Sibiu, au venit la Sebeș, s-au umplut Sebeșul, se duc spre Alba Iulia, s-au umplut Alba Iulia, se duc în comunele vecinate. Când va fi așa și la noi, cu siguranță și eu voi dezvolta și voi face cel mai mare parc industrial. Până atunci știți cum e. Să vorbesc și să spun toate prostiile, numai de dragul de a fi plăcut la oameni, nu pot face lucrul ăsta. Ce vă pot garanta, în schimb, e seriozitate și că vom încerca pe toate căile să găsim acei investitori sau că suntem deschiși la tot ce înseamnă investiții pe teritoriul Comunei Crișor, asta da, vă pot spune. Dar în rest, că merge primarul să aducă investitori, că mă duc eu după ei să-i aduc sau așa mai departe, păi eu de unde să mă duc să-i aduc? Pentru că ai situația care o ai în comun. Mă înțelegeți? Când va veni și gazul și așa mai departe, da, le oferim și încercăm să facem și să-i ajutăm pe toate căile. Dar, încă o dată, să vin numai să ofer iluzii, nu pot face lucrul ăsta.
sunteți unul dintre cei mai cu experiență, să nu spun vechi primar din județul Hunedoara, unul care a demonstrat până acum că, iată, poate să atragă milioane de euro în comunitatea pe care o reprezintă. Care a fost cel mai greu mandat pe care l-ați avut până acum? Acum nici nu știu care a fost cel mai greu. E greu așa să mă uit. Da, a fost, cred că primul. Primul a fost pentru că nu aveam încă experiența necesară și atunci a trebuit, cum să zic, să găsești toate soluțiile, să înveți totul. Apărusele deja, exact, apărusele deja fondurile europene, mă zbăteam, nu știam ce înseamnă la momentul respectiv, pentru că era în 2007 am intrat în Uniunea Europeană și atunci apăruseră și vă dați seama, greu de tot, prinsesem acel proiect pe măsura 3-2-2, 2 milioane jumate de euro, vă dați seama, niște sume fabuloase la momentul respectiv, deci a fost foarte greu. După aceea, cea mai grea problemă care am văzut-o la momentul respectiv era cu îndiguirea Crișului, pentru că toată lumea nemulțumită, gândiți-vă că ieșea apa în fiecare, să zic, iarnă, stăteam pe malul Crișului și așa mai departe și astăzi mulțumesc la Dumnezeu că... Deci v-au ajutat acele diguri. Păi cum să nu? Gândiți-vă că... Vă întreb pentru că am mai discutat la un moment dat cu un primar din zona Bradului, nu o să spun acum cu cine am discutat și de asemenea are probleme în fiecare an cu Crișul care e biasă din matcă și am întrebat, dar diguri ați făcut acolo în zonă și răspunsul dumnealui a fost, dar la ce ne trebuie diguri? Tocmai de aceea v-am întrebat că vă ajută totuși. La noi e parapet de beton dintr-un capăt în altul, pot să zic, al comunei. Chiar și acum am avut probleme că s-au dărâmat, unul a fost refăcut, unul acum cât de urgent, deja am făcut toate demersurile, la fel ca să se refacă acele diguri, unde acum, actualmente, nu aș vrea să vină o ploaie sau așa mai departe, pentru că totuși aș avea niște probleme. Ați găsit aici soluții să-l am vorbit cu cei de la Ape Oradea și au spus că cât de repede îl vor reface. Așa că cea mai mare una dintre cele mai importante a fost acea problemă cu îndiguirea râului Crișul Alb. Chiar dacă s-a uitat, chiar dacă astăzi, dacă e făcut, nu l-a mai făcut primarul, nu mai contează, nu s-a făcut nimic, ok, accept orice, dar sunt bucuros, încă o dată o spun, că apa nu mai iasă la ora actuală din matcă și nu mai am în fiecare an 150 de gospodării sub apă. Eu sunt foarte mulțumit de lucrurile care le-am realizat și de care eu zic că le voi realiza. Știți cum cu sprijinul, spune... încă o dată, repet, a colegilor, pentru că singur niciodată n-aș fi putut face fără un consiliu de partea ta, fără o administrație performantă și le mulțumesc tuturor colegilor pentru că de multe ori am fost omul care poate am vrut prea mult și au lucrat mult mai mult decât trebuie. Da, știți cum e. Mai trăiesc și exigență, în același timp îs și foarte apropiat de ei pentru că știu ce înseamnă, și eu am fost funcționar înainte și știu ce înseamnă să fii și funcționar, știu să ai și o funcție de conducere. Cumva încercăm să îmbinăm toate aceste lucruri și cu siguranță că atunci putem gândi pozitiv, putem, chiar dacă stăm mai mult, să ducem toate proiectele la bun sfârșit. Mă gândeam vis-a-vis de ce spuneați și de proiectul de indiguire și așa și că oamenii mai uită. Știți că binele se uită mult mai repede, așa că... Bun, acum încă o dată, haideți să vă spun, sunt și oameni care realizează și, cum să zic, oameni care știm prin ce am trecut în tot acest timp. Că de multe ori mai uităm, da, bun, și asta e, da, încă o dată, trebuie să privim înainte, eu tot timpul am spus, dacă privim înainte, cu siguranță vom putea găsi soluții și vom putea face multe lucruri. Dacă ne întoarcem tot timpul în timp și ne gândim, domnule, cum a fi fost așa, păi nici nu mai puteam, lumea se schimbă, cum am spus, dacă acum nu știu câți ani nu ne gândeam la o rețea de gaz, nu ne gândeam, adică toată lumea își dorea, zicea, domnul primar, dacă se asfaltează, totul e pus la punct. Ei, acum avem în gura barză, vă dau un exemplu, rețea de apă, rețea de canal, iluminat, asfalt și un domn personal zice niciodată n-a arătat așa de rău localitatea. Mulțumesc frumos, îi respect și pe acei cetățeni, nu mă interesează, da, într-adevăr ceea ce n-am făcut și în gura baza și în Crișor sunt acele trotuare care nu pot să le fac până în momentul în care introducem rețeaua de gaz. Nu sunt nebun ca astăzi să ne apucăm să facem trotuare și mâine să le spargem ca să introducem rețeaua de gaz. Dar, încă o dată, majoritatea cetățenilor înțeleg, știu că avem aceste proiecte, cât de repede vor începe și când vor vedea, nu va mai fi, eu zic, nicio problemă.
Data trecută în emisiune, când ați fost aici la noi, spuneați că vor mai fi primari liberali care vor pleca din Partidul Național Liberal. Iată că s-a adeverit ceea ce a spus. Avem până acum Pui, Criscior, dumneavoastră, Cerbăl, Ilia Vața de Jos. Da. Păi am spus-o un mic Nostradamus, să înțeleg că vor mai nu fi? Nu sunt eu Nostradamus, dar știam de nemulțumirile colegilor, încă o dată. De multe ori, acești colegi care au fost mai vocali și care au spus anumite lucruri au deranjat pe cei de la centru. Domnilor, trebuie să înțeleagă odată că nu putem face politica aceea în care numai să aducem ode și să vorbim numai de bine la adresa conducerii sau așa mai departe. Eu cred că cel mai important era să învățăm din greșeli și în momentul în care cineva spune adevărul, să te uiți de două ori, să analizezi și să vezi, dom'le, nu cumva eu greșesc. Dacă mergem pe principiu că niciodată eu ca primar nu greșesc și eu sunt deținătorul adevărului absolut, chiar și cu cetățeni aș face o mare greșeală. Așa că pe viitor trebuie să ne îndreptăm mult mai mult atenția spre primari, pentru că le spun un singur lucru, primarii aduc voturi, dar aduc, cum spuneam, datorită muncilor și rezultatelor administrative. Atâta timp cât nimeni nu mă votează pe mine sau nu votează ce le spun eu, atâta timp cât nu ai făcut foarte multe pentru acel cetățean. Mă înțelegeți? Vorbim și aud de multe ori, da, doctrină politică, da, domnule, doctrină politică, numai că acea doctrină politică în ultima perioadă oricum nu se mai... nu mai exista. Haideți să vă spun, de multe ori ați văzut măsurile, comun, măsurile liberale lua PSD-ul, sincer, haideți să fim așa, și măsurile sociale erau luate de către liberali. De ce vorbim? A fost alianța foarte puternică, a fost o flacără acolo. Păi să fie, deși acum eu susțin această alianță, n-am nicio problemă cu această alianță, încă o dată. Ce vă voi spune, că nu voi jigni, nu voi denigra, în toată campania va fi o campanie, cum spuneam, pe proiecte. Pentru că am ce? Credeți? În ceea ce vă privește. În ceea ce mă privește pe mine. Restul nu mă interesează. Să-și facă campania cum cred de fiecare de cuvință. Nu dau eu sfaturi la fiecare cum să-și facă acea campanie. Știu să se aștepte și familia, pentru că nu văd altceva decât denigrări. Foarte bine. Dacă asta e, cu toate că am văzut un singur lucru și asta e un lucru pozitiv. Românii s-au săturat de scandal, de ceartă, de absolut tot. Și vă spun că cine astăzi va încerca să facă toate mizerile, va avea numai de pierdut. Și vorbesc aici nu numai la nivel local, ci la nivel județean și la nivel național. Cred că românii s-au săturat de fiecare dată să fie numai să mergem pe un scandal, să facem scandal, să trăim din circ. Eu zic că lumea la un moment dat se satură de toate lucrurile astea. Și revin la întrebarea mea. Vor mai pleca alți primari din PNL către PSD sau către AUR, către alte partide? Și dacă vor pleca, vă spun că vor fi foarte puțini care vor mai pleca astăzi, dar deci nu mai eu sunt zic chiar că foarte mulți, dacă stăm să ne gândim. În principiu așa, spuneam, pentru că știam anumite lucruri și nemulțumirile lor, nu știu, nu pot să vă spun astăzi, probabil că vor mai fi unul, doi care vor pleca, dar atât. Așteptăm luna viitoare să vă avem din nou aici și să vă spunem că au fost sau nu așa. Suntem la final de emisiune, aproape, mai avem cred că 2-3 minute. Spuneați că această campanie electorală va fi una pe proiecte, cel puțin la Criscior. Sigur. Dar în rest să ne așteptăm la cuțite, ascuțite, să spunem așa, deci, într-un mod peiorativ, bineînțeles. Haideți să vă spun. Nu voi răspunde și am interzis și colegilor să răspundă obraznic sau așa mai departe, indiferent la orice comentariu, chiar și pe pagina primăriei. Am spus, lăsați-le, nu mă interesează, pentru că eu m-am săturat de miștocăreli ieftine, adică dacă le spui că am băgat sau introduce rețeaua de apă, el îmi spune la paștele cailor sau nu știu unde, nu mă interesează. Încă o dată spun că nu mă interesează. Fiecare are dreptul lui să scrie, să facă ce vrea, să-și facă campania cum vrea. Noi trebuie să fim și să avem un comportament decent față de cetățean. Dar totuși nu vă deranjează lucru, unele atacuri care poate de 20 nu de ani nu mă mai reale. Deranjează nimic. Știu că nu sunt reale și cum să zic, s-a demonstrat asta de-a lungul timpului, că tot ce se scrie de multe ori sunt prostii. Dar nu poți, nu știu,
tu ca administrație să fii obraznică cu cetățeanul, indiferent de ce prostie consider eu că ar scrie. Lăsăm, pentru că știu că acea prostie pe viitor se demonstrează că a fost de fapt o prostie și de multe ori să știți că nerăspunzând lumea m-a felicitat și mi-a spus: domnule, nu știu cum mai poți îndura toate aceste mizerii, pentru că niciodată n-ai dat un răspuns la niciuna. Dar între timp au venit oameni și au cerut scuze pentru toate cele scrise. Așa că, încă o dată, voi fi în continuare adeptul de a nu răspunde la nicio provocare, la nicio prostie. Lăsăm fiecare, fie campanie electorală. Sunteți pe pace, liniște și proiecte, bineînțeles. În final de emisiune o să vă las câteva secunde să le transmiteți un mesaj. Asta și vroiam, doamnelor și domnișoarelor din comună. Să aibă o primăvară cât mai frumoasă, o primăvară, nu știu, alături de iubiți, de prieteni, de soți, de familii, de absolut tot ce înseamnă până la urmă, și aici vorbim de fericire. Primăvara a început, eu zic că e frumoasă și cel puțin noi, din prisma realizărilor, vom încerca să facem foarte mult, nu numai pentru doamne, și pentru absolut toți locuitorii Comunei Crișor. O primăvară frumoasă încă o dată și să ne revedem cu bine. Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune, vă mai așteptăm. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV, numai bine!